La jumătatea mandatului, publicația online Hunedoara Liberă îi provoacă pe hunedoreni să-și spună părerea cu privire la activitatea aleșilor locali desfășurată în primii doi ani din acest mandat. În vizor sunt președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și primarii Devei și Hunedoarei, Florin Oancea și Dan Bobouțanu. Toți trei și-au anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat. Până la ora 8 a acestei dimineți, la întrebarea cât de mulțumit sunteți de activitatea primarului municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, au răspuns 209 persoane. În procent de aproape 42%, respondenții sunt foarte mulțumiți, iar relativ mulțumiți de activitatea primarului Devei, 13%. Alți 26% sunt foarte nemulțumiți și 11% relativ nemulțumiți. La aceeași întrebare, dar care îl vizează pe primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, până la aceeași oră au participat la sondaj 441 de persoane. Într-un procent de 71%, respondenții sunt foarte mulțumiți de activitatea primarului Hunedoarei, 14% relativ mulțumiți, foarte mulțumiți și relativ nemulțumiți, 7%, respectiv 5%. În cazul președintelui Laurențiu Nistor, din cei 417 respondenți, 72% foarte mulțumiți, 5% relativ nemulțumiți, dar mai mulți foarte mulțumiți și relativ nemulțumiți față de primarul Hunedoarei, 16% respectiv 7%. Provocarea lansată de publicația online Hunedoara Liberă rămâne deschisă, așa că locuitorii celor două municipii și cei din județ își pot exprima părerea, taxând sau apreciind felul în care aleșii și-au respectat promisiunile care i-au propulsat în fotoliile de conducere.